tuturor celor care mă urmăresc pe canalul Apicultura de la Vest la Est. Data de 5 februarie. Roiesc stupii. Ia uitați aici zbor. Ia uitați cum mă bag sub ele și deasupra lor. Nici nu știu cum să mă pun. Zbor. Da. Să vedem dacă aduc ceva polen. Încă nu am polen în natură, dar nu e asta problema, pentru că avem minerale stupii. Da, deci noi nu avem polen încă în natură, dar mineralele își fac treaba. Iar dacă unii mă critică, alții nu mă critică, ci sunt sceptici, vă spun eu că mineralele își fac treaba. Acum, fiecare analizează, studiază, dar eu ceea ce vă spun pe concret. Dacă vreți, mergem să ridicăm niște capace. Da, ce ne putem duce aici? Haide. A care era? Uite, ăștia zboară puternic. Dar nu mergem la ăștia, să ziceți, bă, nu știu. Haide, mergem la ăștia care nu prea zboară. Ia stai să vedem. Cum se prezintă coloniile la această dată? Nu vreau să vă scot rame, că n-am de ce, da? Gata. Nu am de ce să vă scot rame. Au mâncat deja o pungă cu minerale. Asta este a doua deja. N-are ce să filmeze, sunt singur. Au mâncat 4 pungi deja. Da? Bun. Și pot să continui tot așa să vă arăt cum sunt stupi. Da? Ia uitați. Slăbuți. I-am luat la rând. Tot rândul. Ia uitați. Au puiet, n-au puiet, ce spuneți? Da, a doua pungă cu minerale. Miere și minerale. Doar acest lucru dăm noi. Punem capacul frumos. Ia să vedem următorul. Ia să vedem cum sunt. Nu o chinez, vorba mea. Lasă și mai rău. Lasă că mi-a scăpat telefonul. S-a mâncat tot. Treaba ta, așa se stă. Mâncare, mai are. Nu mai am ce să-ți dau până că nu vin la voi. Nu am ce să le mai dau. Ia să vedem și aici ce avem. Altul. Ce să fie? Nimic. Albina slabă, puțină. Aici. Da. Acum, ce ar fi să mă apuc și eu să fac un film și să spun: uitați ce fac mineralele, uitați ce. Da, dragii mei, pot să fac chestia asta, pot sau nu pot? Pot. Da? Și am cu ce, credeți-mă. Și am ce să vă arăt de la minerale, să știți că nu glumesc. Da? Am uitat. Hai să vedem. Mi-au inima zis să desfac unul slab, nu o desfac unul bun. Că după aia o să săriți toți cu gura pe mine. Ia să vedem, eu am scris pe ei. Desfacem unul slab. Uite, unul, ăsta, e unul slab. Da,
Deci ăsta este un stup slab. Le spune bărbosul. Da, un stup slab. Ia să vedem, mă lasă fără fum. Uitați, acum mai desfac folia. 2, 4, 6 rame. Bun. Puf, albină după diafragmă. Da, stai stup. Băi, șamar de capul. No, trebuie să las un pic telefonul. Să scot măcar ramele de după. Opa, capacul. Nu am trepiedul la mine. Asta e. Ia să vedem cum stăm în zonă fără polen. Aici doar cu minerale, da? Deci doar cu minerale, pentru că nu am polen. Ați văzut, v-am arătat la ordiniș, nu este polen încă. Deci noi încă nu avem polen în natură. Ia să vedem ce au făcut mineralele. Da? Hai să vedem. Ce au făcut mineralele? Bun. Sunt curios și eu să vedem ce au făcut mineralele. Am scos cele două rame, da? Pentru ăștia care lătrau pe mine, că nu am mâncare, ia uitați ce rame cum mi-aream după diafragmă. Opa, uitați, e propolizat, deci nu l-am mai desfăcut acum. Așa arată. L-am ales pe ăsta ca să nu aleg unul de la foarte mare. Uite, se vede și după pungă. Uitați punga, uitați turțurul, deci n-am mai fost umblat în el. Acum iau punga pentru prima dată. Sper să nu curgă. Mamă, dar cald-i. Bun. Hai, uitați, uitați ramele, ca să nu ziceți, bă, s-au umblat la ele. Uitați, acum rup propolisul. Vedeți? Acum îl rup. Așa, nu, cam foarte mult. Bun, bă, pe prima ramă nu ne uităm. Încercăm de la a doua încolo, hai. No, dați-mi voie să o scot cu două mâini și după aceea vă filmez să vedem ce avem pe ea. Deci asta este... Bă, unde ești, mă? Opa! Ia uitați aici, puiet, da? Deci toată zona asta, de aici, puiet, păstură, da? Puiet, păstură, da? Deci avem aici cât palma. Ia să vedem dincoace. Cât palma, da? Ia uitați. Aceeași treabă, ouat, uite s-a dus în jos cu ou. Bun. Deci pe o ramă avem cât palma față-spate. Scot următoarea ramă, opa! Mamă, că de-abia le desprind. Opa, aici avem mai mult, opa! Ia uitați! Aici este mai mult puiet, până unde a venit cu ouă, ia să vedem, până aici. Nu știu dacă vedeți la soare. Ar trebui să vadă în fundul celulelor. Uitați ou, da? Deci a venit aici, da, mai mult. Ia să vedem și aici. S-a întins tătaie, cum zic eu. Da, puiet căpăcit, frumos, larvar, până unde a venit cu ou, ia uitați. S-a întins până în zona asta, da? Bun. Pun telefonul jos. Deci avem deja pe două rame puiet. Băi, numai din minerale. Nu are natură, din natură nu aduce nimic. Opa! Ia să vedem ce avem aici. Mamă! Și pe a treia ramă puiet. Bă, du-te, bă, de aici, bă. Ia uitați, și ouă în continuare, masiv. Da? Și pe a treia ramă puiet. Ce spuneți? Băi, doar din minerale, dragii mei. Minerale și mâncare. Altceva nu ne-am dat. Uitați, pungă cu minerale. Ia să vedem pe a... Băi, de are și pe asta. Deci de are și pe asta. Wow, dragii mei. 4 rame. Ia uitați aici, pe 4 rame. Ia uitați aici. Ia uitați ce am acolo. A început să-l căpăcească deja. Dar este tot larvar. Nu știu dacă se vede, nu știu cum să pun camera. Este tot larvar. Ia să vedem, dar nu avea și pe partea asta la altă. Du-te, bă, aici deja îl căpăcește. Și uitați matcă, matcă tânără, nemarcată. E, dragul meu. Și aici îi transmit un mesaj prietenul meu, Costin. Costinaș de la oraș. Mineralele versus turte, a? Ce zici? Minerale versus turte. Facem concursul ăsta? Să vedem cum e treaba? Poate începe să înțelegeți fenomenul ăsta.
Da, fără polen. Tu fără polen, eu fără polen. Fiecare doar din meseria pe care o știe. Da? Asta este realitatea. Să nu-ți desfac unul mai mare, că acolo te sperii. Deci dacă din 6 rame, dragii mei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pe 4, pe primele 4 deja a început ponta masiv, plus puiet, căpăciți și așa mai departe. Păi ia spuneți-mi voi, e rău? E rău, dragii mei? Dați-mi voi să-l închid. Nu vreau să fac filmulețe și nu vreau să stric, da? Liniștea nimănui. Dar dacă e să ne măsurăm, da, profesionalismul și ceea ce fac pentru contestatarii mei, prietenii mei contestatari, vă arăt, dragii mei, să țineți bine minte ce vă spune bărbosul. Îmi rămâne generic, se pare că numele ăsta, deși m-am supărat sau nu m-am supărat, din contră, n-aveam nicio reacție când mi s-a pus acest nume, dar totuși îl accept. Da? Ia să vedem următorul. Dacă din 6 pe 4, da? Pe 4 am puiet, cum or fi restul? Spuneți-mi voi, cum s-or prezenta restul stupilor? Ăsta mare, uite, de exemplu, mă ridic acum unul. Da? Uite, acum așa, dat așa că trebuie să-l închid pe ăsta, să termin de închis, că nu am reușit să-l închid. Da. Cum s-or prezenta stupii? Cât puiet, uitați, acum am terminat de închis, cât puiet ori avea ceilalți, da? Mult mai mari, ca albine. Uitați unul de ăsta, acum am reușit să-l închid, ia uitați, unul de ăsta, cât puiet o fi avut? Ia spuneți-mi voi, da? Nici nu vreau ca să umblu la ei, credeți-mă, pentru că eu cam știu ce fac mineralele, da? Și o să vedeți la cei de acasă, care sunt în condiții, să spun, mai vitrege decât ați ăștia. Uite, v-am mai desfăcut unul. Nici nu știu ce e în el. Uitați, acum îl desfac. Ia uitați aici. Ia uitați. Da. Pentru cei care mă critică că vezi, Doamne, mierea mea și mineralele mele, băi, oameni buni, ia uitați altul. Următorul, da, a fost cel mov. Uitați altul. Ia uitați și am aici. Da. Uitați pentru cei care mă criticați. Uite, nici n-am ridicat pungile care le-au consumat deja. Cu minerale și cu miere. Da, doar minerale și miere, dragii mei. Eh. Odată și odată, poate o să ajungem la un live pe canalul mare, da? În care să vă explic cum stă treaba. Nu de alta. Nu ar vrea ca să credeți fel și fel de tâmpenii pe care unii și alții le spun despre mine și despre... Da, ia uitați aici. Ia uitați bora aici, tata. Roiesc. Roiesc. Păi acum eu vă întreb un lucru. Dacă nu ai chinez în ladă, are cine roi? Și un alt lucru. Aici nu este situația de acasă la cei patru. Aici și ieri au roit, și astăzi roiesc și așa mai departe. Deci roiesc. În adevăratul sens al cuvântului. Uitați-vă cum iasă la ordiniș. Bun. Ce să vă spun? Vă doresc tot bine din lume. Se pare că intrăm în linie dreaptă. Trebuie să avem foarte mare grijă la hrană de acum încolo, pentru că avem puiet top, vorba mea. Vă doresc să aveți cel puțin la nivelul meu stupii. Sincer, sincer, sincer. Iar dacă vreunul dintre voi vrea să afle cum se poate ajunge aici, haideți, abonați-vă pe canalul meu. Cei care vreți mai detalii, puteți deveni membri și împreună putem descoperi aceste frumuseți. Da, deci uitați-vă voi ce e aici. Ia uitați-vă ce e aici, mă. Incredibil. Incredibil, dar adevărat. Deci e negru. Negru, negru de albine. Bun. Albina iasă, vine. Mă tot uitam să văd dacă vine vreuna cu polen. Nu am văzut nici una. Hai să stăm 10 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10. Băi, nici una. Mai stă? Nici una, mai dragi. Nici măcar una nu aduce pure. Își fac treaba mineralele. Ați văzut destul de bine. Fără polen, vorbă gras și minerale. A fost frig. Plantele nu au putut să dea înainte. Deci nu avem polen. Cei de la deal, cei de la munte, cu siguranță, dacă au vreme așa frumoasă, vor avea polen, dar nu noi. Cei de la câmpie, din păcate, trebuie să mă așteptăm cel puțin o săptămână, dacă mai ține vremea. Dar tare mică se strică și nu pupăm polen repede din cauza aceasta. Ceea ce eu am învățat și ceea ce eu susțin este adăugarea în miere a mineralelor. Da, am rețetele pentru membrii. Da, ei au rețetele de miere cu minerale. Nu au niciun efect negativ, că mulți au zis chestia asta. Nu, dragii mei, sunt rețete top. Vă dați seama, din atâția mare de membri, ar fi trebuit să ieși vreau să spună că am omorât stupii. Până acum, din fericire, sau nu știu cum să numesc, niciun nu a venit să spună că am omorât stupii. Vă las cu aceste imagini superbe. Bate și vântul, ca să vă dați seama, cu aceste imagini top, în care mi-aș fi dorit să văd o albinuță cu polen. Pare că astăzi nu. Poate mâine. Bun. Nu uitați să dați like. Cei care doriți să aflați mai multe, nu uitați să vă abonați. Și hai să lăsăm ca fiecare să lucreze în felul lui și să nu ne mai dăm rotuți. Pentru că întotdeauna poate să fie unul mult mai bun ca noi și atunci vor rămâne dezamăgiți sau ne face sânge rău. N-are rost. Ascultați-mă. Fiecare să facă ceea ce vrea, fiecare să facă cum vrea. Dar dacă eu aș sta să compar minerale versus turte, uitați-vă voi și judecați voi. Puiet pe 4 rame, celălalt ați văzut ce arată. Bun, nu sunt rame plin, nu sunt rame de jumătate, perfect de acord. Dar dacă îl adun pe 2 rame, ia spuneți-mi voi. Și un lucru. Pe mine mineralele mă costă puțin. Mierea mi-e gratis. Da. Bun. Hai să lăsăm răutățile deoparte. Și vorba mea, mai bun este sfârșitul decât începutul lui. Ăsta este decât începutul. Sper să ne dea Dumnezeu sănătate să artăm. Uite una cu polen! Bucuria mea! A intrat! Hei, pe când să chinele cu polen. Da, un polen portocaliu. E tot, poate știți să-mi spuneți de la ce este polenul portocaliu, eu știu de la ce. Deci dacă a început portocaliu, polenul portocaliu, înseamnă că suntem pe drumul cel